O serie de personalități au trăit în orașul ce leagă Muntenia de Moldova. Unele mai puțin cunoscute, dar la fel de importante, au venit din Italia la sfârșitul secolului al XIX-lea. Familia Culuri a fost una importantă pentru Tecuci și a contribuit la afirmarea și așezarea orașului pe harta culturală și artistică a țării. Amintim aici pe primul venit, Giovanni Culuri, sosit la sfârșitul secolului al XIX-lea, la solicitarea lui Angel Salini pentru construirea podului de peste Dunăre la Cernavodă. La Tecuci a proiectat, printre altele, clădirea în care azi se află muzeul din localitate, iar fiul său, Aristide Michelangelo, pe cea care găzduiește biblioteca. Un nume de referință în patrimoniul orașului Tecuci, datorită familiei Culuri, care ne-a lăsat o moștenire fenomenală nouă tecucenilor, de care ne bucurăm în fiecare zi, și acele clădiri emblematice pe care le avem la Tecuci, construite de această familie minunată. Banca Prevederea a fost construită de Nestor Cincu, iar arhitectul și cel care a construit-o a fost Aristide Culuri. A fost prima clădire din Tecuci cu placă din beton armat. O să vă prezint niște fotografii în care Aristide Culuri supraveghează exact momentul când se turna acea placă din beton. Astăzi, clădirea în care era sediul Băncii Prevederea adăpostește Biblioteca Municipală Ștefan Petrică din Tecuci, o clădire emblematică pe care noi, ca și tecuceni, cu toții am trecut pragul pentru o carte, pentru o bucurie așa sufletească. Și în calitate de consilier local vă spun că acea clădire va intra într-un amplu program de renovare, de reabilitare și va fi o clădire emblematică și în continuare de care tecucenii să se bucure. Foarte puțin se știe despre familia Culuri în Tecuci. Foarte puțin, nu avem încă dovezi certe, avem doar câteva documente care dovedesc că foarte multe clădiri din Tecuci au fost construite de familia Culuri. Știm despre existența a două case făcute de Culuri pentru cele două fete ale sale. Bănuim care sunt casele, dar nu știm exact, nu știu exact. Sunt pasionat de istoria orașului Tecuci, am făcut fel de fel de cercetări împreună cu prietenii mei, scriitori din Tecuci, istorici, dar nu am intrat în posesia acestor documente. Poposim întâi la mormântul unei prințese italiene. Este vorba de unionista Cocuța Conachi Vogoride, recăsătorită cu Emanuele Ruspoli, urmașul unei vaste și celebre familii aristocrate. Cei doi au avut împreună 5 copii. Deși Cocuța a murit la Genova, a fost înmormântată la Țigănești, lângă Tecuci, după cum i-a fost dorința pe patul de moarte. Ne aflăm în satul Țigănești, la 3 km de Tecuci, la biserica satului, biserica construită de familia Conache, la mormântul unei principese italiene. Ea a netezit drumul unirii. După ce chestiunile acestea s-au rezolvat, ea, sigur că familia ei s-a destrămat, și-a sacrificat practic căminul, avea 3 copii cu Vogoride, ea a plecat prin Europa, întâmplarea a făcut, a cunoscut în casa unui ministru Chiselev, frate cu Pavel Chiselev, a cunoscut pe un italian renumit, o personalitate marcantă. Deci Cocuța a plecat într-un voiaj prin Europa, în casa unui demnitar rus, Nicolae Chiselev, frate cu celebru guvernator al Principatelor Române într-o vreme, a cunoscut pe Emanuel Ruspoli, o mare personalitate italiană. I-a mai făcut și lui Ruspoli 5 copii și numai că la când avea 41 de ani
la 2 săptămâni după ultima naștere, s-a îmbolnăvit de malarie, boală pe vremea aceea nevindecabilă. A fost dus la spitalul la Genova, pe patul morții, l-a rugat profund pe soțul ei să o ducă să o înmormânteze în pământ românesc la biserica din Țigănești a familiei sale. De la biserica din Țigănești mergem la vila lui Nestor Cincu, arhitect Giovanni Culuri, o personalitate marcantă și prieten apropiat al familiei Cincu. Clădirea, cunoscută sub numele de Vila Muca, este un edificiu emblematic al Tecuciului și a avut un destin tumultos. Astăzi este într-o formă avansată de degradare. Ne aflăm în una din cele mai frumoase clădiri din sudul Moldovei. Familia care a construit această clădire este familia Cincu. În anul 1903 a fost dată spre folosință Vila Muca, sau cum se spunea în presa vremii, Palatul Cincu, Palatul Muca, pentru că soția lui Nestor Cincu, unul dintre fiii lui Anton Cincu, primul primar ales al Tecuciului, a fost Nestor Cincu, căsătorit cu Maria Apostoleanu, căreia îi se spunea Muca, de aceea vine denumirea de Vila Muca. Această clădire a avut un arhitect deosebit, adus în țară de celebrul Angel Salini și el născut în județul Tecuci la Șerbănești. Este vorba despre Giovanni Culuri, adus din Italia în România pentru a proiecta podul de la Cernavodă. De asemenea, această clădire are un stil arhitectural deosebit, occidental, cu sobe realizate din marmură din Veneția, picturi interioare realizate de pictori cel puțin mediteranieni, pentru că din picturi ne dăm seama că sunt fructe din zona mediteraneană, cu un stil absolut deosebit și era un palat impunător în acea vreme. Impunător și prin arhitectura sa, dar și prin importanța personalității lui Nestor Cincu, un conservator democrat, parlamentar, prefect, primar de Tecuci, prieten apropiat cu liderul conservator democraților de la București, Tachi Ionescu. În anul 1910, în această clădire, a fost organizat un banchet în vederea sărbătoririi câștigării alegerilor conservator democraților și aici a fost prezent Tachi Ionescu, marele om de stat. Povestea acestei clădiri și a familiei Culuri, legătura sa cu familia Cincu, continuă, deoarece fiul lui Giovanni Culuri, Aristide Culuri, a devenit administratorul proprietăților familiei Cincu și între 1943 și 1944, în această clădire a locuit Aristide Culuri împreună cu fiicele sale. După 1945, această clădire a fost rechiziționată de autoritățile comuniste și chiar în curtea acestei clădiri, documentele consemnează că l-au găsit pe Aristide Culuri și a fost scos cu forța de aici. În această clădire, în anii primului război mondial, pe aici au trecut personalități imense pentru istoria națională. A funcționat aici un spital de campanie, administrat de doctori, medici și surori medicale englezi și pe aici a trecut Regina Maria. De altfel, Regina Maria consemnează în jurnalele sale că la Tecuci, în apropiere de Tecuci, o proprietate a familiei Cincu a fost pusă la dispoziția militarilor care erau aici îngrijiți de surorile medicale. Este proprietate privată, nu este o clădire donată și a fost revendicată după 1989. Din păcate, ea se află într-o stare destul de degradată, dar rămâne un simbol pentru acele vremuri. O clădire care dispunea de o uzină electrică în partea stângă, pe care o regăsim în documente menționată, care dispunea de un laborator de prăjituri, care peste drum, peste șoseaua națională, care exista și atunci, existau silozurile familiei Cincu, ale lui Nestor Cincu, administrate de această familie, pentru că aveau foarte multe proprietăți, foarte multe hectare de teren arabil,
cu asta s-a ocupat în principal familia Cincu, iar ulterior, în perioada interbelică, s-au retras către București. De aceea a rămas Aristide de Culori aici și a administrat aceste domenii. Ne aflăm în interiorul vilei Cincu, actual Muzeul de Istorie Teodor Cincu, unde putem observa detaliile arhitecturale deosebite. În primul rând, discutăm despre picturile de pe pereți, florile care sunt pictate în mod extraordinar, ușile care sunt decorate într-un mod absolut deosebit, dar și detaliile de stocatură din interior și reprezentările de secol al XIX-lea, pentru că atunci a fost construită această clădire. Aici era intrarea din sud, intrarea principală, prima intrare a acestei clădiri și salonul era unul folosit pentru viața mondenă a tecuciului, iar pe tavan putem observa un detaliu pe care mulți vizitatori îl trec cu vederea, sunt pictate cărțile de joc, ceea ce înseamnă că aici se juca poker. Erau prezente domnițele tecuciului din acea perioadă și domnii cei mai reprezentativi, pentru că alte ocupații nu erau. Locurile în care se strângea protipendada tecuciului, boierimea, cei care au fondat orașul nostru modern, se reuneau aici seara, ascultau muzică, jucau cărți de joc și discutau politică. Sunt foarte multe asemănări între Vila Muca și Vila Cincu, care aparținul lui Teodor Cincu, mai ales discutăm despre detaliile cele mai fine, picturile, stocatura de pe tavan, de pe pereți, ceea ce ne dă convingerea că regăsim aceeași mână de arhitect, aceea lui Giovanni Culori, și regăsim materiale din Occident. Marmura este adusă din Germania, sunt construite sobele, de asemenea, pictura, cum am spus și la Vila Muca, este o pictură care ne duce cu gândul la picturi din zona mediteraneană, pentru că sunt fructe care nu se regăsesc pe teritoriul României și stilul este unul înălțător din toate punctele de vedere. Poate mult spus, dar această încăpere a fost asemănată cu una din încăperile Palatului de la Versailles. Și aici regăsim o mică Europa, pentru că prin intermediul acelei generații, mai întâi pașoptiste și după aceea care a fondat România modernă, spiritul european, spiritul occidental a fost prezent și aici, în estul României, în sudul Moldovei. Clădirea se afla într-o stare deplorabilă, pentru că o primă restaurare a fost realizată în anii 60, total neprofesionist, atunci am pierdut foarte multe picturi de pe pereți, s-au dărâmat câteva ziduri care erau de susținere și s-au montat niște tiranți de fier. În schimb, primăria municipiului Tecuci a accesat un proiect european de restaurare, iar clădirea a fost inaugurată în anul 2015, cu mult gust și o sumă colosală de aproximativ 2,5 milioane de euro. Această moștenire a fost restituită tecucenilor pentru că acesta a fost gândul lui Teodor Cincu. Spre luminarea minții și cultivarea lor sufletească a tinerilor, scrie Teodor Cincu în testamentul prin care donează această clădire municipalității. Și credem noi că este mulțumit de ceea ce se regăsește aici. Un alt membru al familiei Culori care a viețuit aici este Ioan Culori, fost pilot capitan în flotila 1-a bombardament Brașov, a urmat cursurile primei școli de aviație din România, care a fost la Tecuci. Și încă un amănunt, Smaranda Brăescu, emblema parașutismului românesc, a zburat pentru prima dată pe aerodromul de aici. Această clădire s-a înființat în 1918, prima școală militară de pilotaj din România, care în 1920 s-a transformat în primul centru de instrucție al aeronauticii din România Mare. Printre alții, peste 20.000 de cadre care au terminat în această clădire și în această școală de pilotaj, se află și domnul Culori, care a învățat aici. Deci în perioada 1918-1958, în această clădire au funcționat sub diferite denumiri,
școli militare de pilotaj. În 1953, în această clădire, școala de pilotaj de la Tecuci s-a transformat în școala de ofițeri de aviație cu numele de Aurel Vlaicu. În 1958, numele școlii a fost mutat la Bobocu. Dar timp de 40 de ani în această școală, în această clădire și în această școală au fost brevetați peste 20.000 de piloți militari. Mare parte din ei au zburat și în primul război mondial și în al doilea război mondial. Pentru că zona Tecuciului, bogată în istorie aeronautică, ne-a permis să adunăm exponate din toată țara. Exponatele care le vedeți sunt numai din zona Moldovei. Această aeronavă, elicopterul era 317 Fox prototip, a fost ansamblat înăuntru, pentru că dura prea mult ansamblarea. Celelalte au fost ansamblate în halele unei întreprinderi din Tecuci. Bucățică cu bucățică. Chiar dacă acum le vedeți așa, dar am lucrat la ele 6-7 luni ca să le aducem în starea asta de prezentare a aviației pe aceste meleaguri și să fie plăcute la vederea publicului. Noi, eu încep să mă laud acum, dar avem într-o lună mai mulți vizitatori decât are Muzeul Național într-o jumătate de an. Evenimentul de prezentare a cărții Mihaelei Profiriu Mateescu și a fiului său Claudiu Simion, organizat de către ROASID și Fundația Pelin, a reunit în sala Ateneu din Tecuci mai multe personalități culturale locale, dar și elevi dornici să afle cât mai multe din istoria orașului lor. Evenimentul se încadrează într-o serie lungă de evenimente pe care le organizăm aici la Ateneu din Tecuci și sub denumirea Salonul Artelor, un salon al artelor în care invităm personalități ale României să prezinte cărțile pe care le publică aceștia, să prezinte momente din istoria acestui oraș, din istoria țării, la un public cât mai variat, atât elevi de liceu, cât și oameni de cultură din Tecuci. Un eveniment aparte, deoarece avem posibilitatea să o aducem la Tecuci pe doamna Mihaela Profiriu Culurii. Făcută împreună cu Iorgu Iordan. Descoperit povești incredibile. De fapt, mă așteptam oarecum, pentru că chiar Mihaela Mateescu, sau Profiriu Mateescu, cum îi place să spună, fiind născută în Tecuci, fiind om al locului și am descoperit deosebit de îndrăgită de cei de aici și așteptând-o cu nerăbdare, deci am descoperit această dorință a oamenilor de a afla mai multe lucruri despre trecutul lor, despre ceea ce aici în Tecuci au lăsat italienii, urmele italienilor. De fapt, noi suntem aici pe urmele italienilor, stabiliți cu mult timp în urmă. Doamna Ioana Grosaru a ținut foarte mult ca să fie povestite întâmplări ale urmașilor italieni și la o cană de cafea am început să povestim. Fiii mei, care sunt aproape de pensie, au vrut, le place, le-au plăcut totdeauna poveștile familiei. Și Claudiu a zis, mămica, nu crezi că ar fi grozav să scrii o carte? Idee pe care doamna Ioana Grosaru o avea de mult, ei, dacă la fiul meu cartea lui a durat 4 ani, la noi a durat vreo 3 luni. Adică, pentru că e vorba de lucruri care s-au întâmplat fără niciun efort, amintiri ale celor care au fost într-o lume care a dispărut. Dar așa de mult m-am bucurat și prin faptul că a venit atâta lume. Sunt dornici, e un oraș cultural, efectiv. Născută la Tecuci, Mihaela Profiriu Mateescu a fost îndrăgostită de balet, a pictat icoane pe sticlă și a fost invitată să picteze Biserica Ortodoxă din Caracas, Venezuela,
De curând, artista a scris împreună cu fiul său acest volum în care a adunat mai multe povestioare inspirate din istoria familiei sale, iar capitolul despre timpul petrecut în urbea Moldovei este încărcat de o emoție specială. De altfel, a fost menționată propunerea ca Mihaela Profiriu Mateescu să fie recompensată cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Tecuci. Comunitatea italienilor din Greci, județul Tulcea, s-a constituit pe la sfârșitul secolului al XIX-lea în vecinătatea cartierelor de granit de aici, din munții Măcinului. Ei erau cei care exploatau acest prețios material de construcție. Au venit cu uneltele, cu vinul, cu canțonetele și cu felurile de mâncare și, bineînțeles, cu bucuria de a trăi. Comunitatea italiană de la noi este, joacă un rol important în cadrul întregii comunități a Comunei Greci, pentru că ne bucurăm de o simbioză între greceni, români adică, și minoritatea italiană. Ei sunt sosiți pe la noi pe la 1900 și au fost asimilați de către comunitatea românească și a fost o înțelegere de la bun început. Poate și că faptul că suntem de sorginte latină și unii și alții, am avut strămoși comuni și ne-am înțeles de la bun început. Suntem la prima ediție. N-am știut până acum cu ce se mănâncă un astfel de festival, pentru că n-am organizat niciodată. Dar sperăm să fie începutul, vorba filmului, începutul unei frumoase prietenii și să pornim de aici o tradiție. Organizat de primăria din localitate împreună cu parohia catolică și comunitatea italienilor de aici, prima ediție a acestui festival s-a bucurat de un real succes. Gospodinele italiene s-au întrecut în arta preparării pastelor făcute în casă și au adus cantități impresionante de pasta asciutta, astfel încât niciun oaspete să nu plece fără a degusta renumitul preparat. Sărbătorim pentru prima dată festivalul pastei, pasta asciutta. Pasta asciutta fiind o mâncare tradițională pentru italieni, italienii mâncau pasta asciutta o dată pe săptămână cel puțin și noi am preluat de-a lungul timpului rețeta, o ducem în continuare, o împărtășim și la alții, cine vrea să vadă, iar astăzi toată lumea este invitată ca să guste. Eu am pregătit aici împreună cu Paula, am pregătit și pastele și sosul și avem apa care fierbe. Și acum o să o rog pe Paula să pună pastele și să dăm drumul la fiert. Am respectat într-un fel rețeta noastră tradițională, adică mirodenile cu care am fost totuși obișnuiți, salvia pe care au adus-o bunicii, străbunicii noștri din Italia și pe care fiecare gospodărie o păstrează.
salvie, am pus dafin, am pus nucșoară, nelipsita nucșoară, am pus și pesto, deci busuiocu, și sare, piper după gust, și usturoi. Și cam astea sunt. Le-am ansamblat acum, le-am pregătit pentru festival. Așteptăm să vedem la masa jurului dacă vom primi vreun premiu sau nu, dar sperăm din toată inima că măcar acolo trebuie să fim și noi clasificați undeva. Este prima ediție în care e scoasă în evidență una din tradițiile comunității italiene, o tradiție culinară. Împreună cu soția și cu soacra, care de fiecare dată de Sfânta Lucia, de ziua comunității și a bisericii din Greci, mereu făcea paștașuta pentru întreaga comunitate. Toată casa era plină de foi. Tradiția este că foile se fac și pastele de casă, deci în casa omului. Și este ceva anume. Pastele sunt fierte unde a fiert o găină. În zeama unde a fiert o găină. Aceasta este paștașuta originală. Pe lângă faimoasa pastașuta, cântecele și dansurile specifice italienilor de la greci, organizatorii au expus și câteva fotografii vechi și uneltele care i-au făcut renumiți cioplitori în piatră. Ia spuneți-mi, cum vă cheamă? Grigoletto Pina. Și am văzut că vă uitați atentă la expoziția asta de fotografie. V-ați recunoscut? Da, sigur că da. Unde
Aia cu pălărie, îmbrăcată în costum. Și era cumva un carnaval? Da. Carnaval. Când se lăsa sec, umblam carnavalul. Prima ediție a acestui festival, Festivalul Paștașutei, în colaborare cu comunitatea de italieni și cu Biserica Catolică, noi ne-am hotărât să facem și o mică expoziție cu lucruri, cu fotografii, cu obiecte adunate din Lada cu amintiri a strămoșilor pe care foarte mulți dintre italieni le-au păstrat cu mare grijă. Italienii din Greci, când au venit aici în localitate cu păstrându-și tradiția, cultura, limba, religia și mai ales au adus cu ei meseria de cioplitori în piatră. Acest lucru și-a pus amprenta asupra comunității, pentru că vezi pe străzile Greciului, când mergi, garduri din granit, garduri construite din cuburi de granit, cu cei doi stâlpi la poartă, asemenea unor soldați de pază, cu case mari, case construite cu fundații puternice, case durabile pe fundații de piatră care au dăinuit până în zilele noastre, chiar dacă au trecut ani și au trecut peste cutremure. Această comunitate este una mică, însă îmi place să spun că Iisus a spus: nu te teme, turmă mică, pentru că niciodată nu voi dispărea din mijlocul tău. De aceea îmi place să trezesc mai multe gânduri la această întrebare, pentru că italienii care au venit în România ca să muncească în granitul din Munții Măcinului au păstrat tradițiile lor, au adus arta bucatelor, rețete, mâncarea lor care consumau zilnic, obiceiurile, și astfel până în zilele noastre s-a transmis de la bunici la părinți, de la părinți la copiilor, și mi-ar plăcea ca să rămână această tradiție împământenită cu acest festival, chiar dacă într-un viitor nu îndepărtat nu vor rămâne mulți italieni, dar cred că această tradiție, acest obicei de Paștașuta va rămâne în continuare. Am adus la expoziție fotografii cu fotografii din trecut. Ce am observat, eleganța italienilor. Deci erau săraci la început, zicem noi, așa, doar de asta au venit după muncă. Erau oameni pretențioși, oameni eleganți, cu ștaife, exact, se îmbrăcau în cămăși albe, asta era ținuta lor. Și femeile italiene au adus și ele scarpeții în comunitate, pentru că iarna femeile adunau toate materialele, ei nu aruncau nimic. Le adunau, le presau, le puneau unele, când ajungeau la o anumită măsură, le presau bine cu fierul de călcat, apoi le decupau, totul era lucrat manual, cu acul bine bătut, le decupa cu un anumit instrument care îl avem acolo în expoziție, se numește scarpelin. Chiar cuvântul de scarpeți vine din limba italiană scarpe, care înseamnă pantofi. La 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 la
comuna Greci se face cunoscută. Și să nu uităm de Paștașuta. Deci alături de spaghete, ați văzut că noi încercăm să aducem și alte, să aducem și cântecul, da? Ne-am vrut să vorbesc un pic și despre cântece pe care s-au păstrat din, prin viu grai. Nu s-au scris nicăieri, dar așa, din generație în generație. După o întâlnire cu părintele Horvat, parohul comunității italiene, ne-am hotărât, l-am rugat, hai să facem, să organizăm ceva. Știind că Santa Lucia, sărbătoarea comunității italiene, este pe 13 decembrie și este o perioadă în care nu prea putem să organizăm evenimente așa de genul ăsta, am zis să cuplăm o astfel de sărbătoare cu ceva care ar fi de interes pentru toată comunitatea și care să atragă și pe restul lumii, gen Paștașuta, specifică Greciului, și să o cuplăm cu altă sărbătoare a noastră, și anume sărbătoarea bujorilor. Este perioada în care la noi sunt înfloriți bujorii. După cum ați văzut, este o avalanșă de turism aici, de pe toate, sperăm să fie și ecologic. În ziua de Santa Lucia, când comunitatea se adună să o sărbătorească, dar să o amintească, pentru că ea a fost aleasă cu intenție pentru ca bărbații, soții doamnelor și a soțiilor să aibă această protecție divină asupra ochilor, pentru că este protectoarea văzului. Sfânta Lucia, care este în biserică o icoană atât de frumoasă, expusă, și la care s-au rugat și încă se roagă cei care au rămas. Am așezat lângă icoană o lumânare, ulei sfințit de arhiepiscopul nostru Aurel Percă, care să ardă
în amintirea tuturor italienilor care au stat, au trăit pe meleagurile dobrogene, dar pe meleagurile noastre românești. A apărut fenomenul de diluare a acestor comunități. Nu mai sunt, că și la noi, la greci, erau la undeva la anul, la 1989, erau vreo 60 de familii curate de italieni. Între timp astea s-au diluat, au apărut căsătoriile mixte, au plecat și durerea mare că au plecat din populația activă, au rămas cei bătrâni. Este aceeași poveste cu care ne confruntăm nu numai comunitatea italiană, ci și toată România, de fapt. Prima ediție a festivalului pastelor italiene Pasta Asciutta a fost una de succes, adunând mulți turiști și mulți etnici veniți din toată țara. Evenimentul dedicat faimosului fel de mâncare a demonstrat că o comunitate de italieni reușește încă să-și mai păstreze din tradițiile strămoșilor ce au venit aici ca cioplitori în piatră acum mai bine de două secole.